Cu o premieră inedită au venit și următorii noștri invitați. Este vorba de Vlad Mircos, compozitor, bună dimineața. Alexandru Plăcintă, poet, bună dimineața. Și interpreta Rodica Druță Hămuraru, bună dimineața și bine ați venit. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Despre Dansul Vântului Pribeac discutăm astăzi. Este o premieră la Bună Dimineața. Vrem mai multe detalii despre această piesă și în mod special despre conlucrarea voastră. Trei oameni buni s-au reunit pentru a realiza un produs de calitate. Eu mi-amintesc ceva timp în urmă, domnul Alexandru Plăcintă, poetul Alexandru Plăcintă, a venit cu ideea ca să realizăm un cântec pe versurile domniei sale. Mi-a arătat versurile și eu i-am zis că în aceste versuri trebuie să fie ceva de genul unui cântec romanță. Deci trebuie să fie și un vals frumos și așa tomnatic, ca să zic eu așa. Și iată a apărut melodia, am făcut aranjamentul și îi mulțumim doamnei Rodica Druță Hămuraru, care a acceptat să sonorizeze această piesă. Am înregistrat-o la compozitorul Dinu Matvievici, care a făcut lucru final, și așa, într-un tandem de creație, am dus piesa la bun sfârșit și o aducem azi în dar ascultătorilor și telespectatorilor de la această oră. Domnul Plăcintă stă cu minte, are cartea în mână și ascultă. Ați ascultat produsul finit, sunteți mulțumit de această nouă realizare? Da, am ascultat, îmi place foarte mult. Vreau să vă spun că o poezie are o viață. Dar dacă poezia are și melodie, are două vieți. Eu îi mulțumesc domnului Vlad Mircos că a mai dat o viață acestei poezii. O viață în plus a câștigat și Rodica. Da, care o să o ducă în lume. Noi suntem acei care am creat-o, doamna Rodica o va duce în lume. Cum caracterizezi această melodie din repertoriul tău? Pentru că ne-am obișnuit să te vedem în costum național, să duci faima lumii prin intermediul cântecului popular. Da, vă mulțumesc mult, și muzică populară și muzică ușoară. Mă strădui să merg pe aceste două căi pentru că îmi place foarte mult. De asta dată o nouă tematică în repertoriul meu este vorba despre această frumoasă și splendidă toamnă în toate culorile ei. A reușit să caracterizeze prin versuri domnul Alexandru Plăcintă, căruia îi mulțumesc foarte mult, și desigur domnului Vlad Mircos pentru melodie, pentru aranjament, și sper eu că este o simbioză frumoasă între autor și interpret. Ce presupune mesajul acestei melodii, Dansul Vântului Pribeac? În fond, cred că poetul Alexandru Plăcintă o să spună mai mult, pentru că dumnealui a fost inspirat ca să creeze acest frumos vers, iar eu am fost inspirat să fac melodia. Această poezie, apoi cântec, vorbește despre natură, despre frumosul naturii. Am văzut-o cu ochii mei atunci când scriam, deoarece sufletul, când noi scriem, e acolo unde scriem. Și e de la noi din țară, acel fragment. Așa și este, se începe, că despre frumusețea Moldovei. E toamnă iar la noi în Moldova. Vreau să vă spun că am descris culorile care sunt, iată, le văd aici pe un panou, exact acele culori le-am văzut. Suntem și eu. Suntem de fiecare dată responsabili și încercăm să aducem și noi o stare de spirit tuturor invitaților. Da, vă mulțumim mult și vreau să vă doresc această carte să rămână la dumneavoastră ca amintire de la această emisiune frumoasă, unde și ia startul o nouă piesă muzicală cu denumirea de Dansul Vântului Pribeac. Vă mulțumim foarte mult pentru acest dar. Iată aici, vedeți cartea, Alexandru Plăcintă, E Sfântă Dragostea în Om. Să înțeleg că această poezie o găsim în acest volum de... Da, este. Și vreau să vă mai spun că în această carte sunt deja scrise melodii la vreo 10 poezii deja. Ea a ieșit de sub tipar nu de mult, dar sunt vreo 10 melodii deja scrise. Cât de important este pentru tine, Rodica, conlucrarea cu un poet, cu un compozitor? Este foarte important să știți că în final
interpretul, el cel care duce în lume această melodie și până la urmă și răspunde de ea, da? Deci este important să fie și versul frumos și linia melodică și aranjamentul, să simtă și interpretul această stare și să o poată transmite publicului. Domnul Mircos, cum a fost pentru dumneavoastră, căci ați îmbrăcat aceste versuri în note muzicale? Trebuie să zic că procesul a fost unul foarte firesc, unul foarte leger și plăcut. Se mai întâmplă că atunci când iau niște versuri să nu reușesc dintr-o dată să găsesc linia melodică. În cazul dat, aceste versuri erau deja parcă puse pe melodie. Melodia mi-a fost sugerată de tot ceea ce se descria în aceste versuri. Îi mulțumesc, domnule Alexandru. În fond, din câte știi, în cea mai mare parte, eu creez melodia mai întâi și pe urmă poeții fac versurile. Și chiar și în această colaborare, am avut o colaborare cu domnul Alexandru, că dumnealui a creat versurile pentru piesa Ești dorul meu. Aici a fost invers, dar încercăm să lucrăm din ambele direcții, adică și așa și așa. Ne-ați intrigat și, Rodica, te invităm în scenă pentru că urmează să interpretezi această melodie chiar în acest moment. Noi vă mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru această poftă de creație pe care o aveți și pentru că toate premierele le aduceți aici la Bună Dimineața și în continuare să ascultăm Dansul Vântului Pribeac. Frunze se rotesc în doi.
simplu vers. Ca el frumos nu-i altul univers. S-aruncă vântul într-un vals vioi, ușor cu o frunză se rotesc în doi. Răsună cânt duios cu-n simplu vers. Ca el frumos nu-i altul univers. Rodica Druță, Hămuraru, stimați prieteni, bucurați-vă de această toamnă, bucurați-vă de această sărbătoare, urmăriți în continuare în legătură directă serviciul divin de la Catedrala Nașterea Domnului. Vă mulțumim pentru atenție, cele bune!